Așezată la răscruce de drumuri, la 5 km sud-vest de orașul Constanța, localitatea Cumpăna este unul dintre cele mai frumoase sate din România, iar vecinătatea canalului Dunăre-Marea Neagră îi oferă un farmec aparte acestei așezări străvechi și constituie totodată atracția principală. Locuitorii comunei Cumpăna se bucură de un trai decent. Aici funcționează două grădinițe, o școală generală și un liceu cu profil de turism și alimentație publică, există două săli de sport și o casă de cultură, unde au loc spectacole, lansări de cărți și expoziții de pictură. Tot aici funcționează biblioteca cu biblionet. Comuna mai are un club al vârstnicilor, un muzeu al satului, o tipografie, dar și un parc, un centru medical de permanență, mai multe farmacii, magazine de tot felul, cantină și locuințe sociale, dar și o mică industrie dezvoltată în jurul localității. Oameni evlavioși, locuitorii și-au ridicat în timp nu una, ci două biserici ortodoxe. Bine ați venit în Biserica Adormirii Maicii Domnului din Cumpăna, prima biserică și cea mai veche zidită de credincioși acestei parohii, începută în anul 1924, finalizată ca lucrări în anul 1928 și în anul 1937, sfințită de episcopul Tomisului Gherontie. A fost biserica zidită ca necesitate a credincioșilor acestei parohii, că știm bine că după războiul de independență aici au venit mocanii din zona Sibiului cu oi și au primit din partea statului pământ cât puteau ei să lucreze, fiind totodată localitate turcească, Hasidul Luc, cum spun scrierile istorice. După anii 1920, aici au venit în Cumpăna locuitori din Oltenia și atunci, pe acest teritoriu pe care spun arhivele că se aflau în fierăria unui negustor grec, s-a început zidirea acestei biserici în care dumneavoastră ați venit astăzi. Administrația locală a înțeles de mult că îmbunătățirea infrastructurii și crearea unor condiții bune activităților sociale și economice vor aduce progresul comunei. În acest sens, pe lângă bugetul local, au fost atrase pentru proiectele locale finanțări guvernamentale și europene necesare procesului de modernizare a comunei. De fapt, Cumpăna este una dintre comunele fruntașe pe plan național în privința planurilor de investiții și a atragerilor de fonduri europene sau guvernamentale. Deși viața la Cumpăna se apropie mult de cea urbană, locuitorii în marea lor majoritate nu și-au uitat îndeletnicirile tradiționale, agricultura și creșterea animalelor, iar câțiva gospodari au în afara localității adevărate ferme europene. Terenul arabil al comunei Cumpăna are o suprafață de 3860 de hectare, iar structura culturilor este formată din grâu, orz, floarea soarelui și porumb.
raza comunei Cumpăna există peste 20 de crescători de animale în formă organizată și care au microferme. Dumitru are 74 de ani și este unul dintre cei mai vechi crescători de animale din Cumpăna. La început avea doar câteva oi, dar și servici. Cu timpul, numărul animalelor a crescut, iar nea Mihai a ieșit la pensie. Și acum este mulțumit că are timp destul pentru a-și crește liniștit animalele. Înainte de Revoluție, noi ne-am ocupam numai cu oile. Aveam și servici și mergeam și cu oile. Câte oi aveți? Păi atunci, să zic, să fie avut 20. După aceea am început cu 30, cu 40. Aveam și eu servici și soția, ne schimbam pe traseu și mai erau și copiii care ne mai ajutau. După aceea am făcut 50 de oi, la care soția a rămas acasă și a văzut de oi în continuare. Eu cu serviciu, când m-am pensionat, am rămas definitiv și eu cu animalele, am început să creștem și vaci. Deci am început cu o vacă, la ora actuală deținem în jur de familia noastră, care în jur de 18-20 de vaci, oi peste 300 cu capre. Deci ne-am strâns efectiv mai mare, pentru că am cumpărat și pământ, deținem în jur de 25-26 de hectare, la care noi luăm recolta și o folosim pentru animale. Deci tot ceea ce strângem folosim pentru animale, pentru furajele animalelor, pentru grăunțe ce le trebuie. În 2008, pe lotul de pământ oferit de primărie, în extravilanul localității, familia Dumitru și-a construit o fermă frumoasă, demnă de un sat european. Ferma asta am făcut-o încoace, cum să vă zic eu, are 5 ani, 6 ani, cam așa. Noi am avut o altă fermă lângă sat, la margine. Atunci era mai teren, mai puțin, acolo nu puteam să deținem atâta furaje. Și primăria ni s-a oferit aici de către primărie loturile acestea și deținem aici. Aici e mult mai bine, pentru că ne-am tras și apă, lumină cât de cât. Aici cât teren aveți? Avem 3000 de metri. Și vă este suficient, nu? Astea 3000 de metri sunt suficient, pentru că noi, cum să vă spun, cultivăm și porumb, la care adunăm ciocanii, ce ne strângem, avem unde să-i depozităm, fânarele le umplem cu, că avem lucernă, chiar anul ăsta pot să vă spun că a fost un record cu lucerna, fânarele spline cu lucernă, deci și mai avem în continuare de recoltat și lucernă. Și o să aducem și ciocanii, cocenii, porumbul, le aducem aici, avem porumbarele, păcat că nu-i porumbul cules, să vedeți ce frumos arată porumbarele pline cu porumb. Anul ăsta, un porumb de milioane, foarte bine.
Nea Mihai ne spune că în agricultură orice zi contează. Totul trebuie făcut cu seriozitate și mai ales la timp. Nu e vreme de pierdut. Aici ziua începe la 4 dimineața și se termină noaptea târziu. Îl ajută toată familia, copiii, soția, chiar și nepoții. Și fiecare știe ce are de făcut. Cum e o zi din viața unui fermier? Ce să vă spun, tot timpul e prins în probleme. Noi, vă spun sincer, nu mai avem timp de alte, să zicem că mai mergem undeva. Nu, gândul aici ne este. Deci să venim, să vedem care-i treaba, să le punem la punct, să avem treburile la punct. Deci tot o zi contează în agricultură. Dacă nu faci treaba la timp, o zi foarte mult contează. Că mai spun unii că, uite, mai lucrez și duminica. Dar să știți că trebuie. Dacă am cules porumbul, nu pot să-l las pe câmp, trebuie să-l aduc acasă. Așa că ne ierte Dumnezeu dacă face vreo greșeală. Ce greutăți aveți? Greutăți, ce să vă spun, așa, cu greutăți, nu prea le simt greutățile, pentru că noi dacă avem satisfacții, deci după munca care o avem, avem satisfacții și greutăți, nu prea avem timp să le... Ca și la desfacere, cum să vă spun eu, dacă... Deci noi folosim plus. Ce avem surplus? Că e brânză, că e lapte, că e ouă, că avem și păsări multe acasă. Noi avem abonați și dăm... Suntem la zi cu toate. Și nu mai simțim. Chiar dacă suntem obosiți, ne culcăm, dar ne gândim ce mai facem mâine. Ce subvenții aveți de la stat? De la stat... Deci ce se dă pe teren, banii aceia care se dau de către APIA, subvenții la animale, am primit întotdeauna, de ce să vă zic, și la oi, și la vaci, la capre, cam astea sunt subvențiile la noi. Și la pământ, care îl primim și la pământ. Deci sunteți mulțumiți? Viața e frumoasă? Sincer că mă simt foarte bine aici. Vă spun foarte sincer că muncesc. Dacă obosesc, mai stau o leacă, cum se spune. După aceea începe treaba. Mă gândesc ce am de făcut. Ca să țin treburile în scurt. Dacă le țin în scurt, nu mă aglomerez ca să zic că aoleu, mai am de făcut, trebuie să fac pe aia, să fac pe aia, hai. Mai au câte un băiat cu mine, mai mă ajută la treabă. Oameni când săpăm porumbul, când îl culegem, când tăiem ciocanii, când cărăm. Deci îmi iau oameni. Acum, chiar astăzi, am început recoltatul la porumb. Am 10 oameni care culeg, un om care taie drumul, că noi trebuie să avem... Ca să începem și cu ciocanii să tăiem. Eu așa procedez. Deci după ce termin de cules, tai ciocanii, îi aduc acasă, îi fac glugi-glugi, după aceea... Între timp, dimineața, îi fac și ramare. Băieții sunt încântați de afacerea asta? Să știți că sunt încântați. L-am pe cel mare, care el se ocupă și el aici cu mine. Are și el doi băieți la rândul lui. Băiat de 25 de ani, care a terminat facultatea de teologie, dar încă nu s-a căsătorit să-și primească slujbă. Mai are un băiat care termină la peste un an. Economii, nu știu ce face economii. Și celălalt, care e preot, are 3 copii. Al mare a intrat și el la facultate, cei mici sunt la școala de muzică și vin și mă ajută. Vin cu toții. Când sunt probleme, ales cel mare, că și-a luat și carnet de șofer, și ne ajută la ciocan, la cărat, la baloții când cărăm, ei cară, că sunt puternici. Eu nu mai merg acum, doar îi aștept și le deschid poarta să intre. Și le arăt unde să punem cultura care o aducem. În rest, suntem cu toții sărim. Acasă soția se ocupă cu brânză, cu vânzarea, cu prepararea. Seara când mă duc acasă, o mai ajut și eu, că brânza știți că trebuie făcută ca lumea. Trebuie să o strângi de două ori, trebuie să o pui în crintă. Deci eu mă ocup, o pun în crintă, o mai strâng o dată, ea se ocupă să o dea formă. După aceea eu când mai mă trezește din somn, bineînțeles, și mă duc și tai brânza și o pun în saramură. Deci mai apucă dimineața, la 4 sună telefonul. Scoală mitică că trebuie să pleci la mulți. Și uite așa ne trece vremea. Dar pentru v-am zis și mă repet, dacă avem satisfacții, nu simți greutate.
Asta. Deci totul să ai și satisfacții și să-ți meargă treaba bine. Atunci îți merge treaba bine. Când te ascultă și ai și înțelegere și de la copii, muncești cu toții și familia. Deci într-o familie, dacă te înțelegi și cu soție și cu copii, nu simți greu. Se împarte și se merge înainte. Concluzia, munca la fermă este grea, dar și frumoasă și mai ales plină de satisfacții. Mic și drăgălaș, rezistând la boli și cu o carne fără colesterol, porcul vietnamez este rivalul de temut al tradiționalului ghiță. Porcii vietnamezi mănâncă mai puțin, sunt erbivori, hrănindu-se doar cu furaje de origine vegetală și nu miros urât. Toate aceste calități ale vietnamezului l-au făcut pe Selică Nedelcu să aducă în ferma lui de păsări câțiva porci vietnamezi. Până în anul 2010 am luat două scrofițe gestante, porci vietnamez. Și am început cu ei, am încercat, o pasiune și am ajuns la un efectiv de vreo 50 ceva, 60 de porci vietnamezi, porcei vietnamezi. Acești porci se hrănesc doar cu vegetale, motiv pentru care li se mai spune și porci ecologici. Vietnamezul mănâncă cu plăcere tărâțe, lucernă, trifoi, porumb, chiar și iarbă, la fel ca porcul mistreț. Mai preferă merele, varza și cartofii, așa că hrănirea lui costă mai puțin și munca este mai ușoară. Ei nu se îngrașă ca porcii autohtoni, iar la maturitate ajung cu greu la 100 de kilograme. Un porc vietnamez matur consumă aproximativ 1 kg de furaj pe zi, ceea ce nu este mult deloc. Porcul vietnamez e un porc sălbatic, un porc asiatic. În primul rând, nu consumă atât furaj cât consumă porcul românesc. Este un porc vegetarian. E un porc vegetarian. Nu are sporul de creștere foarte mare, cum are un porc ăsta românesc, de-al nostru, o rasă românească. Crește mai greuț. Dar e o carne foarte bună și mai puțin colesterol față de ceea ce caută și piața românească la ora actuală. Ce înseamnă crește mai greuț? La ce te referi? Crește mai greuț din cauza că nu-l cresc cu ștroturi, cu combinate, și are un spor de creștere mai mic. E porc vegetarian, erbivor. Iarbă consumă foarte multă iarbă, foarte multă iarbă. Ceea ce eu le dau lucernă la ora actuală. Și pe timp de vară, și pe timp de iarnă, lucernă uscată.
da. Și crește un pic mai greuț față de... Nu ajunge decât la greutatea de vreo 70-80 de kilograme. Se mulțesc foarte repede, deci la 3 luni și jumătate, 4 luni, deja scrofițele se la montă. Fată și 12 și 13 mi-au fătat, și 8 și 5, depinde acum de scrofiță. Eu le fac furajul, eu macin, eu le prepar, eu absolut totul, deci nu cumpăr, mai am și ceva pământ și mai și cumpăr, da, asta e, nu mi-ajunge în totalitate, pentru consum de furaj, care la efectivul de păsări care e la meu, și vreau să spun că eu mi le fac pe toate. Porcii vietnamezi sunt benefici pentru orice gospodărie unde se mănâncă sănătos. Greu de crezut, dar datorită alimentației bazate doar pe hrană vegetală, carnea acestor porci are proprietăți nutriționale deosebite. Vietnamezii sunt mai rezistenți decât rasele tradiționale, dar în primele 3 luni de viață sunt puțin mai sensibili. Ei sunt mai pretențioși decât rasele de porci românești? Nu. Nu, deci sunt niște porci imuni, și la boli sunt imuni. E un porc curat, un porc care nu face gălăgie, nu, dacă e dat mâncarea necesară cu ce mănâncă el, apă, curățenie, și ca porc nu miroase a porc. Nu miroase a porc. Și carnea e foarte bună, dulce, e foarte bună, foarte, foarte, foarte bună. E porc vegetarian, e porc, carne e foarte dulce și bună. Pasiunea ta pentru animale s-a transformat într-o afacere de succes care merge, da? Vreau să spun că nu am ferme cu mii de porci și cu... Aici e un sistem gospodăresc, e al meu, în curtea mea, deci eu nu merg pe piață cu ele pe la supermarketul ăsta mare, deci... Nu, eu pentru prieteni, pentru cunoștințe, pentru ai mei, bineînțeles, contra cost, că asta este, nu se poate. De fapt, Stelică Nedelcu a început cu creșterea păsărilor și în ferma sa are 250 de curcani, 200 de găini de carne pe care le crește la sol și bibilici. Ba chiar și struți. Eu am început din anul 99-2000 să cresc. Dar din anul 2009 mi-am făcut o gospodărie proprie, luând de la primărie, dându-ne doamna primar terenul în concesiune, ne-am făcut o gospodărie proprie. Nu sunt singur aici, sunt mai multe microferme, cum s-ar spune. Puii de curcan iau de mici, ei cresc în gospodăria mea aici, cum s-a și văzut, cum ați văzut și dumneavoastră. Pui de carne, la fel, tot așa de mici iau, dar nu iau mii de pui. Câteva acolo, 50, 100, 200. Te descurci singur, nu ți-e greu? E greuț, dar ce vrei să facem, trebuie să mergem înainte. Mai am doi pensionari care mai vine și mă mai ajută. Mergem în continuare așa. E greu, da? Ce vreți? Cum ați văzut și dumneavoastră cei la mine aici? Da. Acum mă schimb, iau tractorul și plec la câmp. Ce să facem? Asta e.
creșterea prepelițelor a devenit o îndeletnicire îndrăgită de români. Motivele? Prepelița este o pasăre rezistentă la boli. Are un ouat precoce și abundent, o perioadă de incubație de 16-17 zile și un timp de creștere foarte scurt. La 35 de zile, pasărea este considerată adultă. Stelian Măgherușan este singurul crescător de prepelițe din Cumpăna. După ce 20 de ani a lucrat la patron, și-a dorit să fie independent și să aibă propria sa afacere. A învățat despre prepelițe de pe internet și încet și-a deschis o afacere de familie. Îi plac păsările și le îngrijește cu multă pasiune, ajutat și de fiica sa. Am început în anul 2012 ca o afacere de familie. Am început de jos cu un incubator, multă muncă, multă pasiune. Am studiat mult pe internet, în cărți, despre prepelițe. De ce prepelițele? Pentru că ou de prepeliță este singurul ou care nu are contraindicații. În comparație cu ou de găină, rață, gâscă, conține colesterolul bun, iar aportul de vitamine, minerale, fier, proteine este foarte ridicat. Având un furaj foarte bun pe care îl facem noi, natural, încercăm să creștem cât mai natural păsările, bio, cum se tot vorbește, să creștem bio, pentru ca și clienții noștri să facă un tratament adecvat pentru sănătate, pentru imunitate, să facă un tratament bun. Ce efectiv avem de păsări? La ora actuală, în jur de 3.000 de prepelițe, cu tot ouătoare, masculi, pui, deci în jur de 3.000 de prepelițe. Am început cu un incubator mic și prin multă muncă ne-am ridicat. Încercăm să ne extindem, mulțumim primăriei și doamnei primar pentru ajutorul care ne-l dă. În zona de ferme am primit un lot de pământ ca să ne putem mări efectivul să facem o fermă. Încet, greu, dar o să facem, cu muncă, cu voință, să sperăm un ajutor de la APIA sau de la undeva un fond, să încercăm să accesăm un fond, pentru că e destul de greu, e multă muncă, dar încercăm să ne ridicăm și să mărim efectivul. Deci, o zi din viața dumneavoastră. Este multă muncă, de dimineața de la ora 6:30-7 intrăm la ele, furaj, apă, curățenie, strânsul ouelor, care e cel mai frumos și mai plăcut moment, când strângi producția de ouă. Distribuția la ouă, avem magazine, farmacii naturiste, clienți particulari, două angrouri unde ducem ouăle, la numărul de ouă care l-am pe zi acum, 7-800 de ouă, e numai bine și mă descurc cu distribuția. Toată ziua este ocupată cu munca la ele, mai ales în perioada când iasă pui de la incubator, tineretul se mută, se fac familiile, se desinfectează cuștile, se spală, tot timpul, toată ziua este de lucru la ele, deci nu mai poți să ai alt servici. Crescătorii mici au și servicii pe lângă ca să poată să le întrețină pe ele. Ele singure se întrețin din vânzarea ouălor, a cărnii. În antichitate, împărații chinezi foloseau o cură cu ouă de prepeliță pentru a-și trata diferite boli. Ouăle de prepeliță conțin proteine, glucide speciale, nepericuloase, lipide și lecitine, multe vitamine, săruri minerale, aminoacizi esențiali și factori antialergici. Mai conțin un agent anticolesterol care curăță vasele sanguine. Ouăle de prepeliță revitalizează organismul uman, îmbunătățesc funcționarea inimii și activitatea aparatului circulator, reglează aciditatea gastrică, au efecte benefice în tratarea bolilor de rinic și ficat, acționează pozitiv asupra creierului, asupra sistemului limfatic și al celui imunologic. Pe scurt, oul de prepeliță este considerat medicamentul minune pentru valoarea sa nutritivă și compoziția chimică bogată în minerale și vitamine,
ajutând în tratamentul celor mai multe boli. Sunt căutate ouăle de prepeliță și încercăm prin târguri, la magazine, avem flyere care le dăm la magazine și la clienți, le explicăm despre ouă de prepeliță, ce înseamnă ouă de prepeliță, ce conține ouă de prepeliță, iar pe Verso avem tratamente pentru colesterol, pentru bol de ficat, pentru inimă, imunitate, pre- și postnatal sunt foarte bune, sunt cele mai bune ouă. Ouă de prepeliță e cel mai bun ou. Este singurul ou care nu are contraindicații, deci se poate consuma oricât. Pentru tratament se consumă crude ca atare, înainte cu jumătate de oră de a bea cafeaua și de două ore de micul dejun. Dar altfel se pot consuma la orice, la orice ingredient. Unde se folosește ou de găină, tradițional ou de găină. Am clienți care au renunțat total la ou de găină de ani de zile, folosesc numai ou de prepeliță în orice fac. Orice fac, și tratament, și consum, într-o orice numai ou de prepeliță. Dar nu doar micile ouă sunt miraculoase, ci și carnea de prepeliță, care este una dintre cele mai fine și mai apreciate cărnuri din gastronomia internațională. Este chiar o sursă de fosfor, fier și cupru, zinc și seleniu. În comparație cu cea de pui, conține mari cantități de vitamine și minerale. Carnea de prepeliță este recunoscută pentru finețea sa, dar și pentru conținutul scăzut de grăsime și colesterol. Iar consumul frecvent de carne de prepeliță este foarte benefic pentru organism. Furajarea prepelițelor din crescătoria lui Stelian este naturală 100%, fără concentrate și hormoni. Seriozitatea, calitatea produselor și respectul față de consumator sunt principiile după care Stelian își conduce mica afacere. Pe măsură ce timpul a trecut, a câștigat nu doar experiență, ci și o mică piață de desfacere. Carnea este o delicatese, lucrăm cu câteva restaurante, clienți particulari care vor să consume o carne bună, o carne, prepeliță este un vânat, are o carne deosebită, o delicatese, care organizează nunți, fel de festivități, s-au renunțat la pulpa de pui tradițională și se consumă ouă de prepeliță. La nunți au început să crească comenzile pentru nunți, au început să ceară caviar cu ouă de prepeliță. Deci totuși e ceva deosebit. Încercăm să sensibilizăm consumatorul român să consume cât mai mult ouă de prepeliță. Nu, în detrimentul ouului de găină, care știm cum este la alimentară. Ce le dați să mănânce? Avem un furaj care ne facem singuri, avem bucătăria proprie. Șrotul de soia, care e cel mai important, care dă proteina furajului, porumb, grâu, carbonat de calciu, ulei brut, este cel mai bun ulei. Sunt trei feluri de furaj, faza 1, faza 2, faza 3 ouătoare, fiecare fază are furajul ei pentru creștere, pentru tineretul, pentru masculii, pentru îngrășat. Femeile ouătoare au, fiecare are furajul ei. E un furaj natural, fără chimicale, fără adaosuri. Asta vrem ca în conținutul ouului să nu apară chimicale. Am o întreprindere individuală ca să pot să am toate avizele necesare de la DSV, medico-sanitare, avize de sănătatea păsărilor, buletin de analiză a ouului. Deci când livrăm marfa, mergem toate avizele în regulă. Pentru ca clientul să fie mulțumit, consumatorul final să fie mulțumit și niciodată n-am avut probleme cu ouăle, ouăle sunt proaspete tot timpul, deci clienții sunt super mulțumiți și încercăm cât mai mulți clienți să avem la ouă de prepeliță. Putem spune că aveți o activitate cu mare satisfacție, nu? Da. Mulțumesc și fetele mele, Gloria, că mă ajută foarte mult în ceea ce fac, altfel mi-ar fi mult mai greu. Ne place. Lucrăm cu ființe vii și e altceva. Una că lucrez cu lemn, cu fier, care și mâine pot să-l repar sau să-l îndoi. Păsările, animalele, în general, păsările, ființe vii, trebuie să ai grijă de ele. Ca să fie ele bine, trebuie
ca să fii și tu bine. Creșterea prepelițelor reprezintă o afacere profitabilă și care aduce crescătorilor nu doar satisfacții materiale, ci și multă sănătate și bucurie. Suntem bucuroși de ceea ce facem și ne place. Deci asta e cel mai important și dacă faci ceva care îți place, atunci cu drag faci. Cu drag muncești, la orice oră te culci și noaptea, când le stingem lumina la 12:01 noaptea, 12, cam așa le stingem lumina ca să aibă 6 ore de somn nouătoarele, dimineața când te trezești la 6 ești mulțumit. Și cred că și prin consumul de ouă altfel mă simt. Am o stare de bine, nu mai consum cafea, altfel mă simt, se vede după mine că altfel mă simt. Din cauza ouului și sunt sigur că din cauza ouului de prepeliță. Deși Cumpăna este pe jumătate urbanizată, Extravilanul a rămas locul natural și curat, unde se face agricultură și zootehnie, îndeletnicirile tradiționale, unde oamenii se simt liberi, sănătoși și fericiți. Cumpăna este astăzi un exemplu pentru multe localități rurale, o comună floritoare, cu oameni harnici și o mulțime de realizări.